Tânărul profet, care a devenit faimos prin predicțiile sale anterioare, a zguduit din nou comunitatea globală, iar de această dată este vorba despre țara noastră. Având doar 17 ani, Anand a devenit cunoscut în întreaga lume după ce viziunile sale presupuse despre viitor s-au dovedit surprinzător de adevărate. Acum, țara noastră se află în epicentru ultimelei sale predicții, care a surprins chiar și pe cei mai experimentați sceptici. Conform ultimei interpretări a lui Anand, România se confruntă cu o transformare uriașă, care nu poate fi ignorată. Nu a oferit detalii, dar a sugerat că aceste schimbări ar putea afecta politica, economia și cultura țării. Este acesta sfârșitul așa cum îl știm? Întrebat despre detalii, Anand a spus surprinzător: nu sunt aici pentru a speria, ci pentru a avertiza. Fiecare schimbare aduce dificultăți, dar și oportunități. Sunt convins că România va supraviețui. Dacă această predicție este adevărată sau doar nonsens, timpul ne va spune. Deocamdată ne face să ne gândim și să ne simțim ca pe un carusel emoțional. Anand, deși tânăr, reușește să provoace anxietate și surpriză în oricine ascultă predicțiile sale. Să ne amintim totuși că viitorul este întotdeauna incert, iar predicțiile, chiar și cele ale tânărului profet, sunt întotdeauna o chestiune de interpretare. Un lucru este sigur: România a supraviețuit multor adversități și, indiferent de ceea ce aduce viitorul, vom face față provocărilor împreună. Relatează globalmixer.com.